Dumneavoastră ce să facă spectacol, dar dumneavoastră le veți oferi mai mulți bani? Le veți mări primele? Nu, în mod normal le-am spus și repet, trebuie să corelăm munca, rezultatul cu retribuire, cu bani. Nu înseamnă că dacă ai dat 3 goluri, dacă vin oameni, dacă sunt 10.000 de oameni pe stadion, eu nu le-am spus, vreau să spun acum, dacă faci media de 6.000 de oameni pe stadion, eu le dublez salariile. Deci asta o spun clar. Dacă îmi fac media de 6.000 de oameni pe stadion la fiecare meci, le dublez salariile. Fără rezervă. Aveți fonduri pentru a face acest lucru? Vă dați seama, nu vreau prostii. Eu spun să aibă ei puterea, starea și organizarea noastră mentală, a noastră, a presiei, a tot înseamnă competența locală, să vină 6.000 de oameni la stadion. Media. Să vină 8, să vină 4, dar să vină 6 media. E un lucru greu. Dar, cum să vă spun, e greu de mers pe stradă, orice e greu. Dacă ne hotărâm, dacă judecăm, dacă ne calculăm pașii, putem face asta. Nu e un lucru ușor.